Credincioșii celor 6 culte din Făgăraș s-au întâlnit aseară la Biserica Romano-Catolică pentru a participa la prima slujbă organizată în cadrul săptămânii ecumenice. Locașul de cult din cartierul Vasile Alexandrie a fost neîncăpător pentru zecile de făgărășeni care au mers să participe la slujbă. Au bătut clopotele aseară la Biserica Romano-Catolică din Făgăraș, zeci de credincioși și-au îndreptat pașii spre locașul de cult pentru a participa la slujbă. A fost prima întâlnire din cadrul săptămânii ecumenice la care s-au prezentat și preoții celor 6 biserici istorice din oraș. Da, Biserica Romano-Catolică e gazda în prima seară și ne bucurăm că sunt prezenți aici toate confesiunile istorice din orașul nostru. E o onoare pentru noi. Anul acesta are deja un trecut această săptămână ecumenică și în Făgăraș, dar lumea întreagă se sărbătorește, se roagă pentru unitatea în credință. Zilele acestea se desfășoară și la Făgăraș săptămâna ecumenică. Bisericile istorice din Făgăraș se întâlnesc prin reprezentanții lor și prin creștinii care desigur că vor participa. Ne întâlnim astăzi la Biserica Romano-Catolică. Există un text, textul de la Mihaia, capitolul 6, versetul 6, cu ce mă voi înfățișa înaintea Domnului? Un text, moto pentru întâlnirile noastre și cuvintele, cuvântările se vor referi la acest text în special. Este al 10-lea an când se organizează săptămâna ecumenică. Slujbele vor avea loc zilnic, pe rând, în lăcașul fiecărui cult religios. Astfel, creștini ortodoxi, greco-catolici, romano-catolici, evanghelici, unitarieni și reformați sunt așteptați la serii de rugăciune. Așadar, astăzi va avea loc slujba la Biserica Greco-Catolică, miercuri la Biserica Evanghelică, joi seara la Biserica Reformată, vineri seara în Biserica Unitariană, iar sâmbătă seara gazda va fi Biserica Ortodoxă.